Vizită de informare la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vlașca. Primarul Nicolae Barbu și City Managerul Emil Vucă au onorat invitația conducerii ISU Giurgiu de a vizita unitatea, dotările, de a cunoaște personalul, dar și pentru a vedea care sunt nevoile pompierilor giurgiuveni. Inspectorul șef al ISU, colonel Emil Apostol, i-a prezentat primarului autospecialele de intervenție, echipajele smurt și de descarcerare, parcul auto și chiar garajul unității, acesta din urmă având nevoie de îmbunătățiri majore, adică geamuri noi, o reparație a acoperișului și chiar uși mai solide. Înainte de a vizita birourile unității, precum și zonele în care nu oricine are acces, atât primarul Nicolae Barbu cât și colonel Emil Apostol au ținut să sublinieze importanța ISU pentru municipiul și județul Giurgiu, dar și necesitatea implicării autorităților locale și județene în dotarea inspectoratului. Noi încercăm să creăm acel parteneriat Consiliul Județean, Primărie, Inspectorat, fiindcă dânșii au nevoie. Ați observat că încă mai avem tehnică de intervenție veche, încă dânșii se confruntă cu diverse probleme. Am fost un lucru bun că s-au accesat fondurile europene. Banii trebuie să vină și din surse locale, banii trebuie să vină și de la populație, și de la, eu știu, o formă de cofinanțare. Asta nu înseamnă că acum mai punem o taxă populației să plătească pentru ceea ce, până la urmă, ne-am obișnuit că trebuie să intervină și trebuie să existe într-un municipiu. Dar e bine să găsim sursele necesare ca acest serviciu să fie la măsura așteptării fiecăruia, fiindcă, vedeți dumneavoastră, noi nu ne dăm seama de importanță atunci decât atunci când se întâmplă. Și că atunci când se întâmplă, vrei să întâmple imediat, să vină imediat pompierul, să vină imediat cu cea mai bună tehnică, să-mi salveze o neatenție a mea. Sunt multe de făcut. Eu am spus și anul trecut când am venit, eu am găsit o situație fericită la Giurgiu prin acest apetit deosebit pentru fonduri europene și pentru faptul că s-a făcut o dotare excepțională. Vreau să vă zic că am încercat cu domnul primar și sunt onorat că a acceptat să vină la noi, să ia la cunoștință de la fața locului de problematica intervențiilor noastre și nu numai, o să mergem să vadă și spațiile în care, pentru că avem și ceva probleme în care își desfășoară activitatea sub ofițerii noștri și să găsim o soluție, pentru că dacă tot ce facem noi în județul Giurgiu va fi de 5 stele și totul va fi nou, peste tot pe unde ne disipăm și mergem în teritoriu, la Giurgiu situația rămânea ca Giurgiu să rămâne cel mai defavorizat și nu era bine să fie așa, pentru că salvatorii trebuie să aibă condiții. Deci când vii de la un incendiu la minus 20 de grade și ai toate hainele înghețate, ești murdar de fum, trebuie să ai unde să faci un duș, trebuie să ai unde să te schimbi, trebuie să ai un vestiar, trebuie să ai niște condiții normale de viață. E o formă de respect pe care eu cred că noi toți și eu, în primul rând, ca și comandant al acestei instituții și împreună cu toate autoritățile și locale și centrale, să găsim soluții ca să rezolvăm această situație.